proiectului pentru care s-au dat bani. Pentru că eu cred că acest Consiliu Local este capabil să aloce bani, inclusiv pentru acel subiect, pentru perspectiva de dezvoltare a municipiului, și aș vrea să vă fac o propunere, să închid cercul acestor nemulțumiri. Deci chiar nu înțeleg de ce oameni mici în buget încearcă să umilească parteneri care de regulă nu fac gesturi de genul ăsta și să ne creeze subiecte de campanie electorală de perspectivă. Aș vrea să vă fac o propunere, dacă sunteți de acord, fiindcă ne lamentam cu toții pe bună dreptate că nu avem bani pentru sănătate. Haideți să gândim o primă premisă a întregirii acelui milion de care Clujana, de spitalul nostru municipal, are nevoie, începând cu solicitarea explicită a acestei sume pentru spital. A sumei de 60.000 de lei. Vă mulțumesc. Răspundă în ordine cronologică. Deci rog pe doamna Mărincea să planifice prima ședință comisiei de circulație, care va fi în luna martie, când trebuie să dăm răspunsul.